Fata și Bestia. Cine este cel mai frumos dintre noi? Spune ce frumusețea și unde o găsești? Nu pe chip, nu în ochi. În sufletul tău trebuie să privești bunătate, bodioaba, cea mai de preț. Nu uita, e mai presus de orice. Cu mult, mult timp în urmă, într-un orășel retras, trăia o fată nespus de frumoasă pe care o chema Bella. Tatăl fetei fusese un om foarte bogat, însă de la un timp, lucrurile nu mai mergeau deloc bine. Ultimul transport de marfă a fost înghițit de mare, iar omul a sărăcit. Mai mult chiar, tatăl s-a îmbolnăvit atât de rău încât nu mai putea să muncească. Bella se ocupa de toate treburile casei și avea grijă de tatăl său, în timp ce surorile sale își petreceau toată ziulica uitându-se în oglindă. Ce fericită ești astăzi, Bella! Ai un motiv? Da! Mi-am terminat toată treaba, iar mirosul proaspăt al așternuturilor mă face să mă simt bine. Ai terminat totul? Eu propun să mergem să ne plimbăm. Ce idee bună! Poți face curat și nădăile noastre, surioară, cât timp ne plimbăm? Desigur! Lăsați pe mine! Ne vedem mai târziu! Într-o bună zi, tatăl fetelor a primit o veste neașteptată. Dragile mele, am primit o scrisoare în care scrie că în port a sosit o corabie încărcată cu marfă. Eu credeam că a naufragiat pe undeva, o așteptam de mult. Asta înseamnă că mă pot întoarce la lucru. Ce bine e, tată! Tată, te rog, ai grijă de tine și de sănătatea ta. Sigur. Nu uita să ne aduci cea mai frumoasă rochie pe care o găsești. Iar eu vreau un colier de perle. Bine, voi ține minte. Tu, Bella, draga mea, nu vrei să-ți aduc nimic? Eu nu vreau decât să te întorci acasă sănătos și în siguranță. Uite, nu avem nici măcar un trandafir în grădină. Dacă găsești un trandafir, te rog, adu-mi-l, tată. Un trandafir, zici? Cum vrei tu. Acum trebuie să plec. La revedere, fiicele mele. Ai grijă de tine, tată. Nu te obosi prea tare. Pe curând, tată. Și astfel tatăl fetelor se îndepărtă. Însă, din nefericire, când a ajuns în port, a văzut cu amărăciune că toată marfa a fost confiscată. Mâhnit, a pornit înapoi spre casă, fără să fi câștigat niciun ban. A încalecat pe cal și a pornit prin pădure. Deodată, a început să ningă și să bată vântul, iar omul și-a dat seama că s-a rătăcit. Oh.
Oh, bietul de mine, mă tem că aici am să sfârșesc. Oh, da. Dar uite în fața mea să văd niște luminițe. Ciudat, un asemenea castel în locul acesta. M-am pierdut în pădure, în drumul spre casă. Pot să noptez aici, în castel? Ei! E cineva aici? Hei, e cineva în castelul ăsta? Păi, da? Oh, mulțumesc lui Dumnezeu! Îmi cer iertare. Vă mulțumesc nespus pentru ospitalitatea dumneavoastră. Ce minune! Focul care să-mi ține de calci, toate aceste bunătăți trebuie să fie un dar de la Dumnezeu. Mulțumită acelor daruri, tatăl Belei putu să-și astâmpere foamea și după cină a găsit o cameră cu un pat moale, cu așternuturi parfumate unde a noptat. Îți mulțumesc, Doamne! Dimineața următoare... Ce? De necrezut! Toată zăpada care căzuse noaptea trecută dispăruse ca prin minune. Se întâmplă lucruri extraordinare pe aici! Oh! Ce trandafiri minunați! Voi culege unul să-i fac pe plat fetei mele, Bela. Ești un nerecunoscător. Vei regreta amarnic. Bietul de mine! Ți-am oferit ospitalitate, te-am găzduit în castelul meu și ți-am salvat viața, altfel ai fi murit înghețat în pădure. Și tu cum mă răsplătești, furându-mi florile pe care le prețuiesc cel mai mult? Vă rog, iertați-mă, n-am știut că acei trandafiri sunt atât de prețioși. Una dintre fiicele mele m-a rugat să-i aduc în dar un trandafir. Poftim? Da, domnule, am acasă trei fiice minunate care mă așteaptă și n-aș vrea să sfârșesc prin părțile acestea să le las să se descurce singure. Atunci am să te las să te întorci acasă. Da? Este adevărat, domnule? Da, însă pentru asta va trebui să aduci la castel pe una dintre fiicele tale. Poftim, cum să fac asta? Dacă niciuna dintre ele nu va vrea să vină la castel, va trebui să te întorci tu. Trebuie să te ții de cuvânt. Voi face așa cum îți spuneți, domnule, vă jur. Bine. Dacă nu-ți vei onora jurământul, vă voi lua viața și ție și fiicelor tale. Da, stăpâne al castelului. Întors acasă, tatăl povesti fetelor tot ce i s-a întâmplat în pădure. O, ce pățanie! E vina ta, Bela, tu ai cerut un trandafir. Eu nici nu mă gândesc, nu mă duc nici în ruptul capului. Eu nici atât, du-te tu, Bela! Nu e cu putință așa ceva, mă voi întoarce eu la castel. Nu se poate. Tată, nu ne poți lăsa singur. Ce ne facem fără tine? Tată, prefer oricând să mă duc eu decât să te las pradă bestiei. Bela, eu sunt bătrân și m-aș duce bucuros să trăiesc acolo până la capăt. Tu ești prea tânără să te sacrifici. Nu încerca să mă convingi, tată, mă duc eu. Poate că bestia nu are de gând să mă ucidă. Poate dacă îi ascult poruncile și mă port cu blândețe, într-o zi mă va lăsa să mă întorc acasă.
Dar Bella, Bella... Nu mai e nevoie să spui nimic, tată. M-am hotărât. Oricât încerca tatăl să o facă să se răzgândească, Bella a rămas neclintită în hotărârea ei. Astfel, în dimineața următoare, Bella și tatăl ei au pornit din nou pe drumul spre castelul Bestiei. Am venit, domnule. Am adus-o pe fiica mea cea mică. Mă numesc Bella și am venit în locul tatălui meu, așa cum ați poruncit. Bella, ești fericită că ai ajuns aici? Sigur că da, sunt fericită, domnule. Ești o fată cu suflet bun și curat. Îl voi lăsa pe tatăl tău să se întoarcă în siguranță acasă, așa cum i-am promis. Poți pleca de la castel mâine dimineață în zori. Pe mâine, Bella. Domnule! Bella! Bella! Deși acestea aveau să fie ultimele clipe pe care le petreceau împreună, Bella și tatele ei au căzut imediat într-un somn adânc, ca și cum ar fi fost vrăjiți. În acea noapte... N-ai ezitat nici o clipă să te sacrifici pentru a-i salva viața tatălui tău. Ai o inimă de aur, iar curajul și generozitatea de care ai dat dovadă îți vor fi răsplătite. Ce vis ciudat am avut! A doua zi dimineață, tatăl frumoasei Bella a plecat de la castel mâhnit că o lăsase în adăpostul Bestiei. Adio! Gata, Bella! Nu are niciun rost să plângi. Mai bine fă-ți curaj și dă o raită prin castel. Ce se întâmplă? Ce cameră minunată! Cât mi-aș dori să știu cine stă în ea! Tu, Bella, tot ce vezi aici e al tău. Totul e al meu? Dacă stăpânul castelului a pregătit toate astea pentru mine, atunci poate... Bella a înțeles în clipa aceea că Bestia nu avea de gând să o ucidă, ceea ce îi umplui inima de curaj. Dorințele tale sunt porunci pentru mine. De acum înainte ești regina și stăpâna acestui castel. Asta înseamnă că îmi puteți îndeplini orice dorință, domnule, nu-i așa? Da, desigur. N-aș avea decât o rugăminte. Aș vrea să știu dacă tatăl meu a ajuns în siguranță acasă. Ai reușit! Mulțumesc cerului! Mulțumesc! Bella, îmi permiți să stau alături de tine în timpul cinei? Desigur! Sunteți stăpânul acestui castel! Dacă prezența mea te va deranja câtuși de puțin, spune-mi și mă voi întoarce în singurătatea mea. De ce să mă deranjeze? Bella, fii sinceră cu mine. Nu crezi că înfățișarea mea monstruoasă e înspăimântătoare? Da. Mă scuzați. Vedeți, mi-e imposibil să spun o minciună. N-ai de ce să-ți ceri iertare. Sunt un monstru și știu foarte bine acest lucru. Dacă mi-aș face iluzii pe lângă urâțenie, mă fac vinovat și de prostie. Nu vorbiți așa. Dacă ar fi fost adevărat, nu ați fi avut cum să vă dați seama de toate aceste lucruri. Vă consider foarte inteligent. O spui doar pentru că așa se cuvine. Nu, eu spun întotdeauna ce gândesc. Și tocmai v-am arătat că nu știu să mint. Bella, ai un suflet tare bun și ești o ființă cu adevărat sinceră. Dacă aș ști cum să-mi exprim sentimentele mai bine, aș face-o. Însă nu-mi găsesc cuvintele. Nu-ți pot spune decât mulțumesc.
cina a fost delicioasă. Vă mulțumesc și vă urez noapte bună. Bella, vrei să fii soția mea? Îmi accepți cererea în căsătorie? Îmi dau seama că aveți un suflet foarte blând și sensibil. Mă tem însă că nu pot accepta propunerea dumneavoastră. E foarte târziu, noapte bună, Bella. Săracul de el, cred că suferă nespus. Însă nu pot, n-aș putea să-i devin soție. Din acea zi, viața fetei în castel a continuat fără alte surprize. Bella își petrecea fiecare zi în liniște, citind sau plimbându-se prin zecile de încăperi. Seara, în timpul cinei, bestia îi ținea companie și povestea tot felul de lucruri, care mai de care mai minunate. Bella era fericită și se bucura de prezența bestiei, până când chiar început să aștepte seară de seară ca acesta să vină și să-i țină companie. Însă chiar și așa, Bella nu putea accepta cererea în căsătorie și întotdeauna tristețea de pe chipul bestiei o întrista nespus și pe ea. Până când, într-o zi... Bella, Bella... Oh. Nu, tată, vă rog, domnule, vă rog, lăsați-mă să mă întorc acasă la tatăl meu. E bolnav, are nevoie de mine și dacă nu l-aș mai vedea, aș muri de durere. Nu vorbi așa. Dacă n-ai mai fi tu aici, nici eu n-aș putea să mai supraviețuiesc. Fie, îți dau voie să te întorci acasă. Vorbiți serios? Sigur, însă trebuie să-mi promiți că orice s-ar întâmpla te vei întoarce la castel într-o săptămână. Da, promit. Ia acest inel, te va duce înapoi la tatăl tău. Un inel? Când vei vrea să te întorci la mine, pune acest inel pe noptiera de lângă patul tău înainte de culcare. Și dacă nu vei mai vrea să te întorci, eu... Adio, Bella. Zi dimineața, Bella se trezi înapoi în casa tatălui său. O, tată, cum te simți? Oh. Sunt eu, Bella. Mă recunoști, tată? Da, Bella. Îmi doresc acesta să nu fie doar un vis. Nu e un vis, tată. Sunt chiar eu. Oh, Bella. Mulțumită îngrijirea atentă a fetei, tatăl a început să prindă puteri și se însănătoși. Însă cele două surori o priveau cu multă invidie pe Bella, fiindcă aceasta era îmbrăcată precum o prințesă. Mi-a venit o idee, de acum înainte ne vom purta cu atâta blândețe cu ea ca să o convingem să nu se întoarcă prea curând la castel. Și dacă nu se întoarce într-o săptămână, bestia se va înfuria cumplit și o să-i facă rău. Te rugăm, Bella, rămâi cu noi, nu ne părăsi. Ce ne facem fără tine, Bella? Mi-a fost atât de dor de tine. Surorile mele. Bella a crezut că lacrimile surorilor ei erau sincere și astfel a căzut în capcană, lăsându-se convinsă să mai rămână, încălcând promisiunea pe care o făcuse bestiei. Însă, în a 10-a noapte de când s-a întors acasă... Oh, nu! Nu m-am ținut de cuvânt! Sunteți, domnule? Răspundeți-mi, vă rog! M-am întors! Domnule, unde sunteți? O, Doamne, sper că nu-i s-a întâmplat nimic rău! Răspundeți-mi, vă rog! Sunt eu, Bella! M-am întors, domnule! Vă rog, deschideți ochii! Sunt eu, Bella! M-am întors! M-am întors la tine! Mm.
Eu sunt, Bella, m-am întors la tine. Ah, Bella, viața era de nesuportat fără tine și n-am mai vrut să mănânc nimic, n-am vrut decât să mor. Dar sunt fericit să te văd pentru ultima dată. Oh, nu, nu poți muri, te rog, nu poți muri tocmai acum când vreau să devin soția ta. Nu, Bella, nu mai are rost, știu că o spui doar așa. Nu, vorbesc serios, vreau să fiu soția ta și ăsta e adevărul. Da. Dar unde e stăpânul castelului? Era aici, Adina. Dar Bella, sunt aici. Poftim? Tu ești... Am fost vrăjit de o zână rea care m-a prefăcut în bestia aceea oribilă. M-a blestemat să rămân sub această înfățișare înspăimântătoare până când o fată cu un suflet curat și bun ca al tău ar fi acceptat să mă ia de soț. Ia-mă de mână. Tu ești singura care a privit în inima mea, dincolo de înfățișarea mea monstruoasă. Atunci în vis. Sunt o zână bună și veghez de mult timp asupra prințului fermecat. Prinț? Bella, tu ești o fată blândă și sensibilă, care știe să privească în sufletul oamenilor și să nu se ia după înfățișare. Vei fi o regină minunată. Eu voi deveni regină? Permite-mi să te însoțesc până la castelul nostru, maestate. Și de atunci, cei doi tineri au trăit fericiți și liniștiți. Bella l-a adus pe tatăl ei să trăiască în castel, în timp ce surorile fetei au fost prefăcute de zână în două statui de piatră, pentru că nu s-au căit nici o clipă pentru răutatea pe care au arătat-o față de sora lor mai mică. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Carmen Palcu, Rădița Roșu, Petre Lupu și Gabriel Răuță. A cântat Carina Ghiță. Spune-mi ce frumos e.